Stimate președinte, stimate toastmaster, stimați membri și invitați. Care a fost impactul cărților în formarea ta ca personalitate? A fost o întrebare pusă de un profesor de meu acum o săptămână și de fapt de la care a venit și inspirație pentru acest discurs. Dar pe care o să o las pentru mai târziu. În moment aș dori să vorbesc ce e personalitate și cum ea se formează de fapt. Cel puțin în viziunea mea cum o face aceasta. Ce se întâmplă în perioada aceasta când de la un copil mic, gol, care plânge, ajungi acel președinte de țară, ai ajunge acel economist sau jurist, ajunge acel gopnic sau emo, sau acel profesor sau astronom. Ce se întâmplă în această perioadă? De ce unii aleg o cale în favoarea altia? De ce unii aleg să facă ceva și nu altceva? De fapt, în viziunea mea, totul este destul de simplu. Totul se începe de la oricare informație, la oricare mesaj sau imagine. Ceva care un om o recepționează și începe să o rugăme. O rugăme, începe să o compare cu alte idei, începe să o analizeze din diferite puncte de vedere, începe să o, nu știu, să o critice. Până când în capul lui se formează unele concepte, unele convingeri care îl depăstează undeva pe polițele lui. Și așteaptă timpul când aceste convingeri vor fi relevante, va avea nevoie de ele. Pentru a face o alegere, pentru a face o opțiune sau nu a face o opțiune, pentru a alege un drum sau nu a alege. Și astfel, el alege să fie cel președinte, astfel el alege să fie cel grupul. Ok, dar să ne întoarcem înapoi la acel mesaj despre care eu vorbeam, să vedem care este rolul lui și, de fapt, acesta este și punctul inițial de la care se formează, în viziunea mea, această personalitate și care, zi cu zi, an cu an, ajungem acolo unde dorim să ajungem. Dacă este un mesaj oarecare, pe care noi îl recepționăm, ar fi logică să fie și un inițiator al acestui mesaj. Un ceva, un careva, care emite acest mesaj. De fapt, pregătind discursul și încercând să fac o listă de lucruri care ne influențează, acestea care ne redă aceste mesaje, am constatat că ele sunt destul de multe. Și nu voi vorbi despre toate, însă, ca idee, sunt aceleași profesori, aceleași colegi, aceleași prieteni, aceleași neprieteni, același anturaj sau același televiziune și blocuri de reclamă, pe care le vedem în fiecare zi. Mii și mii de mesaje care vin zilnic în capul nostru, care vin pe lângă informația căutată. Ca un fel de spam în Gmail, așa și acestea vin, noi, conștient sau inconștient, le prelucrăm și le punem acolo undeva în capul nostru. Rugumând sau nerugumând, în multe cazuri, aceste informații, noi deja le depostăm la noi și ele doar așteaptă momentul când se iasă în scenă și să facă alegerea noastră. Ok. Și vorbind despre aceste inițiatoare, ele sunt infinite, dar cum spuneam, și nu vreau să mă opresc la ele, fiindcă este o temă aparte, dar vreau să mă întorc înapoi la acea întrebare despre care spuneam, ca să fie puțin mai concret discursul meu, și anume despre acele cărți. Și care este rolul cărților în formarea mea ca personalitate? Sau formarea unei persoane ca personalitate? Cărțile, la fel, puteau să se poate de privit ca un inițiator de informație, un inițiator a unor mesaje oarecare. Și, din acest punct de vedere, cărțile necesită oarecare dedicație pentru a fi citite, necesită timp, necesită resurse, pentru a, ca să fie înțeles acel mesaj care îl transmite. Acest motiv este, după cum cred eu, este motivul care îi descurajează pe mulți tineri să citească, care aleg drumurile mai ușoare, mai accesibile și mai comode pentru a primi această informație. A primi această informație deja rugumată, și a depusta acolo, a primi această informație deja tradusă și spusă de altcineva. Acesta este motivul pentru care deja copiii de 3 ani care încă nu pot citi ca atare, deja pot da cu degetul pe iPad, pot apăsa butonul la televizor sau pot mișca șoricelul la computer și deja acolo oamenii buni se vor educa de educarea lui, se vor ocupa de distracția lui și de informarea lui. Care ar fi o idee a acestui discurs și care aș dori să închei, este faptul că oamenii, de fapt, nu că toți, dar de natura lor sunt leneși. Și mereu vor căuta
soluția cea mai bună, cu resurse minime și cu timpul record minim. Și mereu când avem un drum ușor înainte, înseamnă că acest drum a fost pregătit de cineva, pentru că tu să ajungi acolo unde dorește cel cineva. Nu este un lucru rău, pentru că nu toți în lumea aceasta sunt oameni răi. Sunt și oameni buni, care pregătesc drumurile pentru oameni buni. Însă, atunci când alegi, tu decizi să faci ceva, gândește dacă tu decizi aceasta pentru că este ușor, sau tu decizi pentru că este benefic pentru viitorul tău. Mulțumesc!